Termenul pentru aprobarea proiectelor de amenajare pastorale va fi prelungit cu 6 luni pentru cel actual, adică vor trebui adoptate proiectele până în 28 februarie 2016, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern postat pe site-ul Ministerului Agriculturii. Aceste amenajamente trebuiau, se discută de ani de zile de ele. Nu este primul an când discutăm despre ele. Primăriile știau că trebuie să înceapă și să le ducă la bun sfârșit cândva, dar acum, prin PNDR și prin noul PAC, acest lucru, aceste amenajamente, în condițiile în care la 1 ianuarie 2016 nu sunt, fermierii sunt puși într-o reală dificultate atunci când vor veni la APIA și vor trebui să facă dovada faptului că acolo unde au concesionat, închiriat, arendat terenuri din OAT-ul respectiv, trebuie să facă și dovada faptului că sunt realizate aceste amenajamente. În administrarea pajiștilor unei comune sau localități, principalul instrument utilizat este planul de management, respectiv modul de gestionare a pajiștilor ce se stabilește prin amenajamente pastorale și regulamentul pentru acestea. Amenajamentul pastoral reprezintă documentația care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice și economice necesare ameliorării și exploatării pajiștilor, în conformitate cu obiectivele de management al pajiștilor.